Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. De multe ori v-am povestit, uneori până la greață, despre aur. Și greața vine din motive evidente asupra cărora nu trebuie să insist nici din punct de vedere al lămâilor, nici din punct de vedere al altor preparate pentru tăierea ei. Trebuie, în schimb, să insist asupra unui sondaj. Pentru că v-am spus, comentând diverse alte sondaje din trecut, inclusiv unul semisecret al PSD, că deja de la începutul acestui an suntem în iulie, deci de 7 luni aur a trecut de 20%, este pe trend ascendent și celelalte partide, sigur o să ziceți, foarte bine că scad, da, e bine că scad, dar scăderea lor se transformă în creșterea ăstuia. Și atunci îmi cad ochii, cu siguranță și dumneavoastră, pe un sondaj din Scop, din care prezintă evoluția iunie 2021, iunie 2023. Și în ultimii 2 ani, aur a înregistrat cea mai mare creștere dintre toți. În ultimii 2 ani, aur a crescut cel mai mult. Și o să vă dau câteva cifre despre aur și despre ceilalți. Asta ca să vedeți că nu e alarmism ceea ce vă tot spuneam apropo de 2024, apropo de ce ne așteaptă. Avem noi tehnica asta a struțului formidabil. Dom'le, e vară, când nu-i vară e Crăciun, când nu-i Crăciun e învierea Domnului, Paște, nu? Deci tot timpul avem motiv, ori să călătorim, ori să chefuim, ori să ne giftuim, ori să bem și să mâncăm până așa, ca să nu conștientizăm ce pericol vine la anul. Ok, bun. Câteva puncte. Erodarea la guvernare afectează ceva mai mult PNL pentru că s-a aflat cel mai mult. Asta este corect. PNL pierde puțin peste 8% în 2 ani. 8% în 2 ani. Asta de la 26% în 2021, 26,6% la 18% acum în iunie 2023. 18% are PNL. Și 2% pierdute comparativ cu decembrie 2021. Deci acolo chestia e oablă. PSD-ul pierde 1% și jumătate față de iunie 2021, când era în opoziție, de la 30 la 28,7 acum, 28,7 are PSD-ul. Și pierde 7% față de momentul în care a intrat la guvernare în noiembrie-decembrie 2021. Aur, deși a avut o evoluție destul de sinuoasă, crește 6% în ultimii 2 ani. Adică, de la 14,2% în iunie 2021 la 20,1% în iunie 2022. Da? În ultima jumătate de an, aur înregistrează de asemenea o creștere relativ constantă a intenției de vot. Va mai crește. Cu certitudine, o să mai discutăm, anticiparea mea este că se va situa undeva în jur de 23-24% cel puțin anul viitor. USR stagnează, e pe un fel de linie dreaptă, un platou, un ceva. Nu merge nici cum, nu, ceva acolo nu funcționează deloc, dar deloc bine. În iunie 2021 avea 13,2%, 12,7%, ba chiar o ușoară mică scădere, dar este marja de eroare în iunie 2023. Bun. Am mai discutat de la acest microfon lipsa mea completă de înțelegere ce se întâmplă în USR. Este de neimaginat ce fac acești oameni. Sau mai degrabă ce nu fac. Nu înțeleg. E peste putința mea. E evident că nu fac ce trebuie. E evident că nu-i vezi făcând ce trebuie. Un picuț de activitate pe Facebook, unde predici oricum celor convertiți deja. Nimic care să străpungă puțin
bariera asta de 12 și un pic la sută. Nimic. Asta înseamnă sinucidere politică. O fac din prostie, o fac din nu știu ce altceva sau chestia este deliberată. Habar n-am. Ceea ce pe mine mă preocupă foarte tare este ascensiunea AUR, care câștigă 6% în 2 ani. Este evident care este acel trend. Dacă trendul continuă, mai adăugăm 3% peste ce au acum și vom atinge la anul undeva între 23%, poate 24%. 23% AUR în alegeri este o catastrofă de proporții cataclismice pentru România. Bine, a mai fost cu 21% România Mare în anul 2000, alegeri parlamentare. Deci n-ar fi imposibil pentru nația asta să producă astfel de salturi demențiale. Dar acum înseamnă mult mai mult și mult mai rău decât atât, decât era PRM-ul acolo atunci. Acum avem un mesaj foarte limpede pro-Putin, pro... De fapt, cam pro-urile sunt pe aici. Anti-urile sunt mult mai multe. Anti-european, anti-occidental, anti-american și așa mai departe. Nu uitați niciodată că în sistemul nostru electoral, dacă, să spunem, obții 23% din voturi, nu înseamnă că o să obții și 23% din locurile din Parlament. O să obții mai mult decât atât, pentru că este o primă. O primă electorală. De ce vor obține asta? Partidul care câștigă și are cel mai mare procentaj de voturi obține prima asta cea mai mare, apoi în funcție, în ordine descrescătoare. De ce? Simplu. Fiindcă există pragul de 5% și vor fi multe partide care nu vor obține 5%, dar vor obține voturi și procentaje. Și atunci voturile, procentele alea merg împărțite între partidele care au obținut intrarea în Parlament. Deci un 23% în alegeri AUR, să presupunem, asta ar însemna vreo 25-26% locuri în Parlament. Vă puteți imagina așa ceva? Da, eu îmi pot imagina foarte lesne așa ceva. Și procentajul lor va fi cu atât mai mare, cu cât absenteismul va fi mai mare. E extrem de simplu. Deci, dacă cineva mă întreabă în limba sponsorilor acestui partid, Stodielat, atunci răspund, mobilizarea exemplară la vot este singura soluție. Cu cât vom vota anul viitor mai mulți, cu atât procentajul AUR va fi mai mic. E deosebit de simplă toată chestia. Pentru că electoratul lor este super disciplinat și deci va merge foarte sigur la vot. Dar una este să meargă 35% din electorat la vot, din cei cu drept de vot, evident, da? Și alta este să meargă 45, 50, 55%. Dacă vom avea cea mai slabă participare la vot ever anul viitor, să vă luați la revedere de la tot ce ar putea fi bun în țara asta vreme de cel puțin 2 mandate parlamentare. Ca să fie foarte clar. Da? Deci vor fi 8-10 ani pierduți. Cel puțin. Până se va găsi ceva, până se va inventa, până va apărea cineva, eu așa anticipez. Pentru că dacă ai un AUR la peste un sfert din locurile din Parlament, atunci vă puteți da seama cam despre ce o să discutăm acolo, da? Și o să ai un USR care se zbate undeva la 10%. Deci asta este groaznic. Timp mai este, dar ar trebui... Nu știu ce ar trebui să se întâmple, adică știu. Pur și simplu, useriștii ar trebui să spună, mă, suntem praf. Habar n-avem ce e de făcut. Suntem praf din punct de vedere al comunicării. Da? Deci nu ne pricepem deloc. Hai să luăm pe cineva care știe, mă. Faceți marketing politic, faceți comunicare, faceți strategie, luați pe cineva. Aveți bani de la statul român, adică de la noi tot. Dați-le ălora banii să vă reinventeze, să vă facă ceva, să ieșiți din această limită de la care nu se mai poate trece. Și dacă nu se trece, cu scorul ăsta este o problemă uriașă, pentru că deja caz în lipsă de semnificație politică. Și nu am vrea asta pentru că după aceea, bun, deja practic opoziția nu mai face USR-ul în România decât câteva lătrături pe Facebook, opoziția o face Comisia Europeană. Și asta este sinistru când n-ai o opoziție internă cum trebuie, da?
opoziția democratică, vreau să spun, desigur, nu mă refer la AUR și la din ăștia. Deci asta este de făcut. Două chestii în paralel. Să-și revină useriștii din reveria lor, din coșmarul prin care trec sau ce Dumnezeu se întâmplă că nimeni nu-și dă seama. Da? Deci, și haideți băieți că e târziu de tot. Și, doi la mână, mare de tot afluență la vot peste un pic de vreme anul viitor. Altminteri, dacă treburile astea două nu se întâmplă concomitent și chestia cu asta rapid de tot cu useriștii, atunci viitorul, cum vă spuneam în multe alte emisiuni din trecut, cu expresie deja consacrată, viitorul se amână și se amână mult de tot. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați, rugați și pe alții, recomandați-le să se aboneze, distribuiți, vă rog, emisiunile și pe conturile voastre de socializare. Mulțumesc pentru faptul că faceți subscribe pe Facebook Cristian Ivaneș Oficial. O chestie esențială pentru a putea continua, mulțumesc celor care se gândesc să sprijine acest canal prin Patreon, PayPal și Revolut. Informații aici în textul de sub imagine. Bine, a fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și să auzim numai de bine!